Știm foarte bine că este mai ieftin și mai benefic pentru organismul nostru să prevenim boala decât să o tratăm. Pentru a preveni orice afecțiune, primul pas este efectuarea de analize medicale periodice sau măcar un set complet de investigații anual, iar în caz de simptome supărătoare, adăugăm și analizele specific indicate de către medicul specialist. Analizele medicale oferă informații despre sănătatea copilului și ar fi bine dacă am reușit să le facem periodic, deoarece există multe probleme pe care copiii mici le pot prezenta fără să aibă simptome. Copilul trebuie controlat și noi trebuie să ne controlăm, că asta e pentru sănătatea noastră, pentru protecția noastră de sănătate, dar nu cu astea, cu toate ce se face în România, nu înțeleg nimic. Da, am făcut, da, de asta da, suntem de acord cu treaba. Considerați că sunt necesare? Da, normal. Pentru copiii noștri facem orice. Specialiștii consideră că analizele la copii trebuie indicate de către medicul de familie, iar părinții la primul semn de boală apărut să ducă de urgență copilul la spital pentru un consult. La copii, analizele de sânge se fac începând cu vârsta de un an, atunci când putem observa dacă au anemie sau dacă au un deficit scăzut de vitamina D3. Pentru că Alde are copil și vede că e bolnav, nu stă cu el bolnav acasă, își dă interesul de copilul lui. Cât ar fi el de sărac, cât ar fi el de al nimănui copilul, își dă interesul pentru el. Eu am avut 4 copii, mă lăsam pe mine și mă duceam cu copiii să-mi fac tratament, să-i caut. Nu să ne vină să ne spună obligatoriu, du-te și fă cu tare. Păi este o crimă când trimesc pe cineva obligatoriu. Pentru că asta obligatoriu nu e sănătoasă pentru noi. Să reținem așadar că analizele medicale uzuale și consultul periodic reprezintă poate cea mai importantă metodă de a ne da seama dacă copilul nostru prezintă vreun semn de boală.